Villa Toscana. E ceva ce mai înțeleg. Ar trebui să mă bag pe o arteră de asta mai secundară, unde cred că pot admira și mai multe stradă. O, asta arată chiar mișto, frate. Mar. În polski? English. English. You can help me. You can buy for me. Oxford. Uitați-vă la această vilă. Cât de interesantă e vila asta. Toată din lemn aproape. În fine, balcon din lemn, cărămidă, perete din rigip sau whatever is the material. Iar aici o chestie de asta de vin cu niște scări de flori. Foarte tare. Aici parcă e un... Asta arată ca un castel țigănesc. Dar asta cât de frumoasă, spre urâtă. Asta îmi place mult mai mult. Are un iz tradițional și un farmec aparte. La fel ca și casa de mai încolo. Dar ai... Mie nu vine să cred că zic chestia asta, bă, dar la 10 grade e cald aici în Zakopane, că de asta sunt și deschiat la geacă. E cald, foarte cald. Mai ales cu soarele asta, devine și mai cald. Deși cam așa arată un Carrefour Express în Zakopane. Inițial mă gândeam unde este Carrefourul ăsta Express și aici. Ascuns foarte bine într-o casă de asta. Foarte tare. Fiecare casă din zona asta are un farmec aparte. Mi-e foarte greu să zic câte ceva nou la fiecare casă în partea așa. Aici niște blocuri de-astea obișnuite, niște blocuri moderne de altfel. Stradă? O, asta arată chiar mișto, frate. Mar. Asta da? Vilă. Ulala. Mișto rău de tot. Are și un nume chestia asta? Are un nume. Vrota Cialustki bla bla bla. Whatever. Ah, uite și asta. Asta ascunsă după ce de mai devreme. Și în zona asta de și ce e bine. Că vreau să zic acum că pe strada asta principală, pe dreapta nu prea mai am ce să văd. Uite un câine aici care se apropie de gard. Parcă văd cum alatră. Hau, hau, hau. Ia mă latri? Nu. Bă, are stil orașul ăsta, frate. Nu pot să-l denumesc comună pentru că este un spațiu destul de larg, ceea ce îl face, cred eu, oraș. Zakopane. Zakopane. Ce văd aici pe dreapta, bă, băieți, bă. Man. Pocoje, Goscene, habar n-am ce este asta. Dar arată bine rău. Lemnul ăsta, bă băiaturile, bă ce farmec aparte are. Arată vechi. Bă, nu știu, parcă îmi place. Chiar dacă nu e cine știe ce, totuși, atrage. Astea sunt case bătrânești. Case foarte bătrânești. Case arată mai nașpa un pic. Dar au și ele farmicul lor. La fel și asta. Asta e veche rău. Încă una aici. Zakaz. Parcovania. Zakaz cred că înseamnă nu parcați. Sau ceva de genul. Dacă e să o traduc așa. Iar aici, cred că este o școală. Nici nu dau eu seama, pentru că Google Maps nu traduce ceea ce văd pe hartă și doar presupun ce este. Să fiu sincer, n-aș fi crezut că aceste case din Zakopane sunt practic o atracție în sine. Nu mă așteptam.
Nu mă așteptam pentru că nu este doar una, două. Sunt marea majoritate. La fel, uite, până și asta, stomatologia asta. Stomatolog? Stomatolog în poloneză. Ia uitați, încă una mai interesantă și mai diferită de cele de mai devreme. Încă una aici. La asta se construiește, se recondiționează, cred eu. Cred că trebuie să mă bag pe o arteră de asta mai secundară, unde cred că pot admira și mai multe astfel de locuințe, care mai de care mai diferite, dar cam păstrează aceeași tonalitate, să spunem. Asta este din lemn serios. Dacă Google Translate mi-a tradus cum trebuie, asta trebuie să fie o școală de artă fondată de Uniunea Europeană, că aici o pancartă care scrie în poloneză, dar scrie ceva cu Uniunea Europeană și este și steagul. Deci. Iar aici avem un alt complex de case mai diferite, dar și astea sunt foarte mișto, arată extraordinar. Rezidenția Sinchevița. Deci astea sunt case rezidențiale. Ma, și ce căsuțe, mă? English. M-au abordat niște polonezi. Cred că caută direcția, dar n-am nici... A zis English. Ar fi trebuit să-i ajut cu Google Translate-ul. Da, au întâlnit un individ. De fapt, cred că le-a zis direcția. Dar ia uitați alte vile aici. Nici nu mai contează cum se numește. Villa Toscana. E ceva ce mai înțeleg. Villa Toscana, restaurația, pizzeria. Arată mișto și asta, bă. Mamă. Nu mai să mănânci la restaurantul ăsta, nu? Tare! Cât de tare este! Acest hotel se numește Grand Hotel Stamari. Am luat Google Translate și am luat ce scrie acolo. Caviarnia, ceea ce înseamnă cafea, și Stamari, ceea ce înseamnă bătrân. Deci dacă luăm o traducere completă, asta e un hotel de bătrâni la 4 stele. Vă dați seama, pentru bătrâni, la 4 stele, arată bine, rău. Stamari. Aici o altă bijuterie, ce se numește Marilor Restaurația. Bă, aici este un parc în Zakopane și de aici se văd munții înzăpeziți. Cât de tare! Cum am zis, cel mai bun loc de a vedea munții de la distanță din Zakopane, din oraș. Iar acolo, la distanță, nu știu cât de bine prinde camera asta, văd una dintre trambulinele de ski. Nu știu sigur dacă este cea mare sau e cumva aia mică. Cred că e cea mare. Ia mă că i-am auzit de la depărtare. Ce sunt cu ăștia? Ia, care e faza? Oile astea din lemn, simpatice. Cred că o să iau și eu la un moment dat un magnet ăsta de frigider. Dar mai întâi să ajung la munte și după fac asta. Ia, restaurant. Un exchange aici, cred că. Un bar ascuns. City Factory Store. Cred că e un magazin de dulciuri. Alea. Ia să intru să văd dacă iau ce. Cred că am mai mâncat de astea. Mm.
casă de ciocolată. Asta îmi plac mai mult. Au, cum arată astea, frate. Uite, tare. 39 de zloți. Cam scumpe. Dar arată bine. Sunt chestiile astea de aici. Gofre, vin fiert, cred că hot dog, dar nu vreau niciuna dintre. Și parcă sunt restaurante care mă atrag, altele care nu. Partea bună a acestei zile e faptul că este soare și vreme excelentă. Excelentă. Gofrii. Bă, prețurile nu sunt rele, 30, 10, 15. Mama, asta e de lux, Gustavo Gorlaski, nu știu cum se pronunță, dar bă, arată wow. Avem un gachma jbialinis, sau cum se numește chestia asta. Mănânci afară. Cred că și prin interior. E foarte aglomerat. Stau foarte multe persoane la ușă până când termină alții de mâncat. Ce am mâncat adineauri a fost o supă cu niște tăiței, supă foarte bună, de altfel, dar mi s-a părut cam goală, că doar tăiței aia nu prea e de ajuns. Nu am mâncat de să mă satur. Wow, se văd munții, ce frumos. Iar ce am mai mâncat, cealaltă chestie a fost 3 felii de pâine cu... care conțin un fel de brânză, cașcaval și un fel de șuncă care are în interior niște stafide, iar eu am scos stafida. Prima dată am mâncat cu tot stafida și cu șunca, dar nu mi-a plăcut stafida și am scos-o pentru celelalte. În polski? English. English. You can help me. You can buy for me Osterberg and okay. Cea mai ciudată interacțiune cu un localnic. Băi, era muci. Băi, era beat mort. Deci că nu vrei să cumperi ceva de la mine? Ha. Mă mir că știa engleză. A zis ceva în engleză totuși. Că sună ca cazarea mea un pic. Bă, arată fabuloasă asta. Cât de tare e. Cred că acolo este un magazin sportiv, că scrie Zakhlady Sportove. Aici e restaurația. Studio Tatuatsu. Hai că trec la degustarea dulciurilor pe care le-am luat mai devreme. Să vedem ce... ce sunt cu ele? Foarte moale. Asta. Asta... aproape la fel ca și precedenta. Astea. O să iau asta cu ciocolată, foarte multă ciocolată. Are gust de cafea. Era asta la altă. Asta e cu... nu știu că e cu ceva în interior. Tocmai ce am mâncat asta, care are gust de scorțișoare și cacao. Mi se termină bateria la aparat, dar da, am mâncat deja. N-am filmat când am mâncat, dar are gust de scorțișoare și ceva crunchy. Ce scrie aici? War of Overturns Life of the Ukrainian nation upside down and annihilates irreversibly the cultural heritage of Ukraine. Da, un omagiu pentru Ucraina. Ce mai vedem noi pe aici? E bine, asta e un fel de centru de schi, cred eu. L-avem aici pe Camila Stoha. Galeria. Cât de tare, galeria lui Camiștoc. Ce tare. Aș vrea să văd una pentru Adam Małysz. Alte căsuțe frumoase pe aici.
Inițial nu aveam un plan să merg pe strada asta, dar am zis, bă, ia să fac dreapta, poate văd ceva. Și într-adevăr, văd ceva foarte mișto, pentru care și banca asta destul de interesantă. Scrie în poloneză, to listen, please use the button below. What? Da, nu merge butonul. În orice caz, aici avem un complex hotelier. Wow, cât de tare arată, bă, băiatul. Aici avem, uitați, aici ce case frumoase. Bă, n-am timp să fac poze la câte chestii văd. A, și văd în direct o căruță cu cal. Frumos, nu? Numai în Zakopane vezi asta. Bă, da. A, ia uitați. Văd acolo un fel de păianjen? A, nu. Aia sunt crengi de copac puse acolo și pusă o lumină, cred că. Bă, casele astea sunt fermecătoare, băi. Case absolut 100% din lemn, altele care sunt jumătate din lemn. Uite, sunt locuri de parcare pe aici. Cam limitate. Aici avem Oaza Apartamenti. Oaza. Sună foarte interesant și foarte frumos. Așa la prima vedere. Acum o să merg pe cărarea asta. Nu știu sigur dacă văd ceva, dar poate voi fi surprins. Și surpriză, surpriză, această căsuță era ascunsă de aceste bălării, acești boscheți, mai bine zis. Da? O altfel de casă, de fapt, ca foarte multe dintre ele, casa bătrânească, foarte frumoasă. Aici avem mai mult o cabană, deși scrie Mozaica Apartamenti. Acum am înțeles acel semn de pe acea cabănuță cu mozaica. Acestea sunt apartamentele mozaica. Ia uitați aici. Cât de tare! Și sunt ascunse, frate! Sunt ascunse, nu sunt în stradă. Sunt așa, cumva. Foarte tare! Stai să văd dacă găsesc o cărare să ies de aici. Un semn că pe aici se joacă copiii. Iar mașinile să aibă grijă. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar sunt iarăși pe o cărăruie în drum secundar. Ce drum secundar? Cărare! Se ascunde această casă, vilă. O alta aici. Are un fel de lac, loc de stat la masă. Din ce am tradus cu Google Translate, ce aici la Samantha, traduce și voi, pocoie, anexem, cucenim, și ajuns la concluzia că sunt studiori aici. Alte case pe aici, aici este Villa Ala. Și am luat-o pe o stradă ceva mai secundară, dacă aș putea spune secundară, unde am zis, bă, hai, poate mai descoperi niște căsuțe de-astea interesante. Și, într-adevăr, am descoperit casa asta foarte bătrânească, cu aspect foarte vechi. Niște case în construcții, sau mai bine zis, un complex în construcții, niște apartamente, mai bine zis că scrie acolo, apartamenti și ce mai scrie în poloneză. Iar aici, cred că sunt alte apartamente. Un alt fel de stil,
la ceva mai modern. Îmi place mie la lucruri de genul ăsta să le pot descoperi nu neapărat arterele principale, dar arterele alea foarte secundare, micuțe, unde acolo, sau mai bine zis, unde aici, pot descoperi bijuterii, dacă fac și ribe. Ha, Eugenia! Tare! De aici nu prea mai au treabă cu acest stil tradițional. Astea sunt mai moderne așa și n-am pe unde să continui dacă mai merg în față. Dar ideea e că vreau să mai descoper alte chestii. Și într-adevăr, mai descoper încă o casă. Mai mișto. Și asta la fel de aici. Foarte, foarte tare. Toate aceste complexuri rezidențiale, vile sau căsuțe sunt un pic ascunse de stradă. Unele da, unele nu. Întrebarea e, v-ați plictisit? Vă mai arăt? Hai că vă mai arăt. Eu nu m-am plictisit. Aici avem un alt fel de complex de case. Pe stânga, cred că am arătat încă o dată, dar partea cealaltă a acestei case. Aici avem apartamente Tatraske Zacist. Am mers mai în față, dar mai în față n-am pe unde să mai merg, să fac dreapta. Dar, dacă stați cu mine, vă mai arăt. Văd că se folosește foarte mult numele asta de Tatiana pe aici. Tatiana 2. Vila Tatiana 2. Pocoje din ce am văzut înseamnă locuințe. Locuințe gospodărești, cred că. Fel de fel de vile, băi, deci mi-e foarte greu să mă opresc și să fac poze la fiecare, dar trebuie să fac poze. Asta nu știu ce fel de vilă e sau ce fel de complex de apartamente mai e și asta. Dar arată foarte bine, ce să mai zic. Sunt dat pe spate până acum, nu mai așteptam la așa ceva de la Zakopane. Se numește Zlota Residence, 5 stele. Chiar arată de 5 stele. N-aș nega chestia asta. Aș fi curios cum arată în interior. Dacă mă primește cineva, vă fac curat prin casă și mă lăsați să dorm o noapte. Dar vă fac curat în toate camerele. Alte case interesante. Locul ăsta e desprins de pe altă planetă. Vă jur, deci nu arată cu nimic din ce am văzut în Europa. Este total unic și e absolut greșit să o compar cu Predeal Sinaia, n-are niciun grad de comparație Zakopane. Adică Zakopane arată de 11.000 de ori mai bine decât Predealul la noi sau alte orașe, să spunem, montane. Arată mult mai bine decât Grenoble, aș putea spune. Grenoble care mi-a plăcut din punct de vedere al infrastructurii, dar Zakopane din punct de vedere al caselor arată mult mai bine. Trebuie să țineți cont de o chestie. Eu în acest moment merg la întâmplare, merg foarte aleatoriu. N-aveam nici cea mai vagă idee că o să văd asemenea frumuseți. Dar să fiu sincer, pe oriunde ați merge în zona Zakopane, eu cred că ați dat de aceleași lucruri ca și mine. Poate nu iau eu cele mai frumoase, bă, dar arată foarte bine toate, bă. Pe oriunde ai merge. Da, uite, altele pe aici. Care mai de care? Un pic mai diferite. Păi e frumos orașul ăsta. Să te plimbi, doar să te plimbi prin el și să admiri locuințele. E absolut fabulos. Un restaurant foarte atipic, unde sunt niște cabine de schi, cu niște schiuri. Restaurația Ojkocina, cred că se numește. Are și un schior acolo.
Inițial credeam că este un schelete, de fapt e un schior. Mi se pare amuzant. Cam așa arată una dintre străzile principale acestui oraș, destul de aglomerat. Iar aici, delicatesii, e un magazin pe care aș putea spune că îl recomand. Are o mâncare destul de bună. Nu e paradisul cumpărăturilor, dar e un loc bun. Am fost aici și am mâncat. Bă, mâncarea a fost bună, adică niște cartofi prăjiți cu o supă de-asta obosită, în fine, o supă bună de tăiței, dar n-a fost hrănitoare, ca să zic așa. Nu e ca și când mi s-a umplat burta. Bă, dar efectiv, am vrut să merg la restaurantul de dincolo. Bă, m-am uitat pe meniu, dar n-am văzut nimic care să mă atragă. După am fost la altul mai devreme, în care avea ce să mă atragă. Numai că nu puteam să plătesc decât cash. Și dacă e cash, bă, n-am cash. La mine am doar cardul, deci pas. Da, și sunt alte restaurante unde tot mă uit pe meniu pe Google Maps, bă, dar efectiv nu găsesc ceva care să-mi placă, frate. Foarte greu, foarte greu. Acum o să vreau să mă duc din nou în zona aia centrală, în zona aia de promenadă, în zona aia de centru vechi a orașului și vreau să mănânc ceva dulce, dar ceva dulce foarte special. Așadar, mă întorc înapoi în zona aia, cred că o să fac vreun sfert de oră, 20 de minute, dar asta e. Un pic surprinzător, dar termin acest video la apus și da, până data viitoare v-am salutat, sper că v-a plăcut. O ultimă chestie vreau să încerc înainte de finalul acestui video și anume vreau să-mi cumpăr ceva dulce de la un local mai special așa. Văzusem adineauri mai devreme, acum ceva ore de fapt. Și vreau... Și încheie această zi cu panna cotta. Are aici niște chestii care nu-mi plac, cum ar fi strugurile, dar fac excepție. Oricum, cred că e foarte bun. Să vedem ce gustare. Interesant. Se care are mure. E bun rău. Bun rău, rău, rău. E fantastică panna cotta asta. Băi, fraților, în Polonia întâlnești niște mici probleme și o să vă arăt care e problema de care mă confrunt și anume problema lingvistică. Exemplu. Am apa asta, am mai luat o altă apă în ziua precedentă și ce scrie Leco Gazovana sau Gazovana. Ideea e următoarea, pentru că traducerea Leco sau mai știu ce altă denumire înainte de Gazovana înseamnă încet, ușor, ceva de genul, adică puțin gazos. Ei bine, când traduci asta, ni Gazovana, îți traduce încă. Asta e traducerea din poloneză în română, încă. Și la modul ce naiba înseamnă. Dar, dacă iei primele litere, nie, nie înseamnă nu. Și ceea ce înseamnă că este fără, nu este gazoasă, cu alte cuvinte. E foarte greu să traduci, asta este problema cu limba asta și cu traducerea din limba poloneză în limba română. Este foarte dificilă și trebuie să te prinzi cumva ce înseamnă. Pentru că eu nu vreau o apă minerală, vreau apă plată. Și cum ți scrie apă plată în poloneză? Sunt atât de multe denumiri că vai de capul mă, nici măcar nu găsesc denumirea corectă la apă plată, dar ni gazovana înseamnă nu gaz, ceva de genul. Ceea ce este destul de clar că nu este gazoasă. Dar ca să înțelegeți problemele lingvistice în ceea ce privește